Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. În acest videoclip o să vă mai arăt iepurii. Uitați, acum le-am dat ceva coși de cartofi de morcovi. Le plac foarte mult. Astăzi le-am făcut un control de gestație, acum să zic așa, la iepuroaica asta și la iepuroaica aia. Acum, după experiența mea, eu zic că urmați a făta, fiindcă s-o simți ceva bine moi și o să vedem când se îndeplinește, dacă fată sau nu. Trecem și la iepuroaica de uriaș. Încă și acolo, am pus și ei. Astăzi o scăpa de iepuroi, fiindcă încă n-o dus-o acasă prietenul meu. La mine iepuroaica care o dus-o ieri la iepuroi, tot la mine îi. Le plac foarte mult. Și aici două femeluțe. Nu mai deschid ușa, fiindcă le-am băgat în hrănitoare și le las să mănânce și le mănâncă foarte bine, le plac și lor. Are apă și la iepuroaica se place foarte mult și o să încercăm cât mai posibil să nu deranjăm. Încerc în fiecare zi să le dau coș de cartofi acum și coș de morcov sau numai coș de morcov, numai coș de cartofi. Încerc cât posibil să le dau în fiecare zi. Mie acum nu de mine depinde, ci de maima, fiindcă ea curăță. Da, aproape în fiecare zi le dau. Trecem și la cușca iepuroiului. Iepuroica asta astăzi are 2 săptămâni și o zi, cred, sau două, o zi, cred că 2 săptămâni și o zi. Iar asta are 2 săptămâni fără o zi. Aici m-am apucat să fac o ușă. Bate vântul, sper să nu se audă pe cameră. Aici m-am apucat să fac o ușă, tot așa ca și acolo, numai asta cred că o să se deschidă în jos, gen ca și asta. Așa în jos. O să se deschidă. Sau poate lateral, nu știu. Aici găinile au făcut ravagii, toate paile mi le-au scos afară. În fine, să trecem la iepuroi. Nu vreau să-l deranjez nici pe el, deci o să deschidem încet. Acolo iepuroi ca mănâncă, săraca. Iepuroi se călărește pe ea. Lor le-am dat puțin mai mult, adică sunt doi. Și fân le-am dat mai mult. Apă trebuie să le mai dau, fiindcă aproape goală și la asta e aproape goală. Acum nu știu când o să vină după ea, dar o să o țin până vine, o să o țin la iepuroi. Dacă o bate, nu am eu ce fac, ce să fac. El a zis ieri că vine, cum ar veni acum seara, dar nu mai vine, deci o să o țin până mâine. Mâine, dacă nici mâine nu vine, o să o bag, nu știu, altundeva, fiindcă vreau și eu să bag iepuroi cele mele la iepuroi. Dar poate mâine o să fac o achiziție cu iepuroi, deja am vorbit cu băiatul. Ca se urcă pe aici. Deja am vorbit cu băiatul. De un fel de fluture. Să am un iepuroi. Încă unul. Bun, cam atât. Aici doi au venit cu mine.
la iepuri să mă protejeze. Aici e fânul meu din care dau eu la iepuri, balotul meu, că aduc o dată pe săptămână un balot cu lucernă și le dau la iepuri, fiindcă ajunge aproape o săptămână. Deci, bun, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să aveți baftă la urecheați și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!